Tare, sunt aici la granița cu Ucraina, se poate observa în spate pancarta și am trecut două filtre vamale. La primul filtru am așteptat puțin și ne-a pus ștampila pe pașaport. La al doilea filtru ne-a dat o foaie și apoi ne-au fost verificate bagajele. Amuzant lucru e că femeia care ne-a verificat bagajele a încercat să vorbească cu noi pe ucraineană, apoi a mai zis ceva, cred că și pe rusă, și apoi a zis pe românește ce face la Ucraina, ce face la Ucraina, ceva în genul ăsta. Și mi s-a părut așa drăguță exprimarea, ținând cont că venim din Suceava și Ucraina îi aproape de Suceava. Sunt obișnuiți să vină români pe aici și într-un fel au învățat și câteva cuvinte. Acum suntem aici și așteptăm să ne ia contactul nostru din Ucraina și să ne ducă la locația de misiune. Dacă am fi mers cu mașina, ar fi durat foarte mult, am înțeles că vreo 4 ore, așa că ne-am lăsat mașina la vamă și mergem pe jos. Ne vedem mai încolo. Suntem în Ucraina și vedem un pic de comparație la prețuri față de România. Aici prețul în grivine, 6 grivine, 12 grivine la băuturile răcoritoare, la sucuri. Vedem aici, nu știu ce fel de fructe. Nu știu ce fel de fructe. Frate, ce fel de fructe sunt astea? Granată. Cum? Granată. Granată, uitați, granată. 50 de grivine kilogramul. Lămâi la 45 de grivine kilogramul. Deci o grivină este 0,6 bani. 23 de grivine, 19 grivine, 13 grivine. Astea sunt foarte bune. O să-mi iau o pungă de asta. Astea avem și în România, foarte bune. Da. Suc. Mirinda, 10 grivine. Asta e 1,2 lei. 1,2 lei. Deci foarte, foarte... 2 lei Pepsi. 2 lei Pepsi, vă dați seama. Foarte ieftin față de prețul din România. Mai avem aici sucuri. Eu vă arăt prețurile. Și voi puteți face conversia în română pe calculator, aveți? O să vă las link în descriere. Un calculator online de grivine. Adică este curat. Și mergem aici la bombonele. Uitați la ciocolată. Prețul roșen, prețul ciocolatei roșen este 30 de grivine. Nu știu dacă se vede. 30, 23, 31, da? 30, 8, 23, 31. Și aici ce ne interesează la mezeluri, la unt și aici la mezeluri care sunt foarte gustoase, 35 de grivine salamul, 31, 39 de grivine. Deci produsele de aici sunt mult mai ieftine față de România.